În cursul zilei de 25 martie, prin apel la 112 în jurul orei 23:18, pompierii au fost alertați să intervină pentru stingerea unui incendiu produs la o locuință din localitatea Ruseni, comuna Borlești. Incendiul se manifesta generalizat la nivelul acoperișului și la etajul unei clădiri, cu posibilitatea propagării la întreaga locuință și la o casă aflată în imediata vecinătate, la o distanță de aproximativ 2 metri. Pentru localizarea și lichidarea incendiului au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Piatra Neamț cu 4 autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime, o ambulanță SMURD, voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Rosnov cu autospecială de stingere și voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Borlești. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. A ars acoperișul locuinței pe o suprafață de aproximativ 350 de metri pătrați, construit din astereală lemn cu învelitoare din draniță și bunurile materiale aflate la etajul clădirii, obiecte de mobilier, materiale textile, aparatură electrică și electrocasnică, dar și alte bunuri. Cauza probabilă de producere a acestui incendiu a fost stabilită ca fiind scânteile purtate de vânt și căzute pe materialele combustibile. Intervenția a durat aproximativ 4 ore. Proprietarii locuinței au suferit atacuri de panică. Aceștia au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului de la echipajul SMURD, refuzând transportul la spital.